În satele din țara Făgărașului întâlnim aproape la fiecare pas istorii interesante. În două localități ale acestui ținut, Cârța și Cârțișoara, aflate la doar 10 km depărtare una de cealaltă, găsim povești despre Badea Cârțan și un misterios ordin călugăresc. Suntem în țara Făgărașului ca să aflăm istorii ascunse. Cu prima atestare documentară, la 1222, țara Făgărașului era locuită de români, ca populație băștinașă, dar și de comunități importante ale popoarelor migratoare. În acea perioadă, numărul știutorilor de carte era foarte mic, iar majoritatea populației avea acces la cultură prin intermediul transmiterii orale. Ceea ce putea fi numită la acea dată elită intelectuală era formată doar din clerici care aveau ca scop principal răspândirea învățăturilor creștine. Și la catolici, la ortodoxi, mănăstirile erau centrele de cultură unde, pe lângă faptul că erau aia care știau și să scrie și să citească, se făcea cercetare științifică. Și multe lucruri care au fost descoperite în timp au fost descoperite în mănăstiri de către călugări. Așa s-a întâmplat și la Cârța, localitate importantă a țării Făgărașului, când la începutul secolului XIII ajung 13 călugări cistercieni. Venirea lor pe teritoriul actual al României avea să se dovedească în timp a fi unul benefic. Odată cu ei, ajung în zonă o serie de cunoștințe și învățături pe care populația deja stabilită aici nu le cunoșteau. Aici, la Cârța, a început stilul gotic la noi în țară. Cei care au venit de acolo au venit cu planurile, cum am spune noi în vremurile noastre, pe hard, că se desenau pe pământ galben și știau măsurătorile și au construit biserica. Toate bisericile lor sunt construite cu hramul Maicii Domnului. Nu există niciuna care să aibă alt hram. Dincolo de cunoștințele pe care le aveau în materie de arhitectură, călugării cistercieni au reușit să îmbunătățească viața cotidiană a populației băștinașe. La noi, de exemplu, au adus plugul cu brăzdar de fier, au adus schimbul de culturi în agricultura solamentu, au adus mori de apă performante chiar și în sistem de monopol. Toată lumea profita de aceste lucruri. Dar cine au fost călugării cistercieni? Cistercienii sunt niște oameni mai ciudați pentru concepția noastră modernă. Misterul a fost luat de la Rosacrucieni, de la Templier, pentru că marele mentor al cistercienilor, Bernard de Clairvaux, a avut treabă cu templierii, într-adevăr. El a avut de la biserică obligația să organizeze cruciade. Și cel care a spus
să nu ucizi, se spune, a sfințit săbile cruciaților, mergeți și faceți ordine acolo, răspândiți cultura și credința adevărată și în numele credinței s-au făcut și multe orori. Descifrăm misterele acestui ordin pas cu pas. Ordinul călugărilor cistercieni este mai puțin cunoscut în România, însă răspândit în Franța, acolo unde a fost nucleul formării acestui ordin. Pe teritoriul actual al României sunt înființate două astfel de mănăstiri, una în Banat și cealaltă în Transilvania, în perioada în care aceste două regiuni se aflau sub dominația regatului ungar. Regii maghiar își făcuse rău o modă, își luau nevestele de la curtea franceză. Și franțuzoicele alea care deveneau unguroaice prin mariaj, au adus cistercienii cu ele în Ungaria. La 200 de metri de aici, pe malul drept al Oltului, începea pământul regelui, unde erau oamenii liberi, în Ardeal. Pe partea stângă, unde suntem noi, ei deja au cucerit, între ghilimele, un teritoriu pentru catolici. Aici era o mlaștină în care nu vroia să stea nimeni. De fapt, ei nici nu aveau voie să meargă unde era cineva deja și au primit acest pământ cu acte în regulă, cum am spune noi acum, și s-au stabilit aici și de aici au devenit purtători de cultură. Multe dintre ordinele călugărești înființate la începutul Evului Mediu se îndepărtaseră de regulile monahale inițiale. Cu cât creșteau bunurile materiale, cu atât mai mult scădeau cele spirituale. Astfel, în contrapondere cu această stare de fapt, în 1096 sunt puse bazele acestui ordin care avea la bază reguli monahale severe. Tăcerea era considerată o virtute, se vorbea la biserică, la rugăciune și se cânta, și în rest, starețul care era cel mare, cel tare și fizic, peste 2 metri aveau, unii dintre ei comunica prin semne și le împărțea ziua de lucru. Orice abație cisterciană avea inițial 13 membri, 12 călugări și un abate. Toți respectau cu stoicism regulile impuse de ordinul cistercian. N-aveau voie să mănânce carne, n-aveau voie să facă foc să se încălzească. Dacă n-aveau voie să mănânce carne, totuși creșteau oi. Puteau să le mulgă și să aibă laptele pentru brânză. Puteau să le tundă și pe râul alea pe care l-au săpat aveau o vâltoare în care transformau lână în pâslă și se îmbrăcau cu ea. Dacă tăiau oile să le mănânce argații care aveau voie să le mănânce, pielea era tăbăcită astfel încât se îndepărta lână și din pielea aia de oaie se făcea pergament. Se tăia în pătrate și se scria pe ea. Și cistercienii au scris mult. Au notat cu conștiinciozitate toate evenimentele petrecute. Adevărat e că, din cauza nenumăratelor invazii, multe dintre scrierile vremii s-au pierdut. În comparație cu celelalte ordine călugărești ale vremii, cistercienii se evidențiau
prin determinarea de care dădeau dovadă. De cele mai multe ori, pentru construcția unei mănăstiri, primeau o mlaștină pe care aveau să o asaneze pentru a ridica viitoarea abație. Astfel se întâmplă și la Cârța, unde cistercienii vor ridica cea mai estică abație catolică pentru acele vremuri. Așadar, viața unui călugăr cistercian nu era deloc simplă. Cu un regim alimentar auster, vârsta medie nu depășea 35-40 de ani. Asemeni stilului de viață, stilul construcțiilor cisterciene era unul simplu și sobru. Ruinele abației de la Cârța sunt un exemplu în acest sens, reprezentând unul dintre cele mai vechi și importante monumente ale stilului gotic timpuriu. Cu o vechime de peste 800 de ani, astăzi, din frumoasa abație cisterciană de la Cârța, mai sunt în picioare câteva elemente care amintesc de măiestria celor care au ridicat acest edificiu. Au fost luate în considerare mai multe aspecte, astfel încât niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării. În 2 februarie, când la catolici este Maria Lichtmes, se măsoară lumina, cel care făcea slujbă dimineața prin geamul ăla rotund, uriaș, din fațada de vest, la altar, la 6 dimineața trebuia să vadă steaua Maicii Domnului. Prezența cistercienilor în Țara Făgărașului a lăsat în mentalul colectiv loc de mai multe interpretări, astfel încât oamenii, de prin partea locului, vorbesc că undeva în interiorul mănăstirii ar fi fost săpat un tunel secret. În evul mediu, orice castel care ținea ceva la blazonul lui trebuia să aibă și fantoma lui și legenda lui. În același timp, în jurul acestei abații au fost create o serie de legende. Clopotul care s-a scufundat la Cârța, pe care tătarii l-au aruncat din turn, și acolo intervine ceva religios, că ar fi vrut să nu mai sune pentru creștini. Și l-au prelucrat cu buzduganele și dacă n-au putut să-l spargă, l-au aruncat în lac. Acolo intervine partea fantasmagorică. Aceste lucruri ce le-a povestit până acum ar fi putut fi întrucâtva veridice. Acolo începe: lacul n-are fund, clopotele nu poate fi găsit și toți cei cu inima curată, născuți duminica, dacă se duc în ziua de Paști, de înviere, la răsăritul soarelui, lângă lac, aud clopotele cum sună și cheamă la slujbă pe creștini de înviere. Mănăstirea cisterciană de la Cârța era o filială a celei care a fost înființată la Igriș, în Banat. Acolo se spune că ar fi fost ridicată prima bibliotecă de pe teritoriul actual al României și că în perimetrul fostei abații ar fi fost îngropați regi maghiari din perioada regatului ungar. Însă, abația de la Igriș rezistă doar câteva sute de ani, iar în urma invaziilor este rasă de pe fața pământului. Igrișul la 1470 a fost ras
de către turci. Nu s-a mai reconstruit. Aici, în vremea aceea, a fost un stareț, un abate de la Viena, care a fost tare ciudat, tare rebel, făcea numai ce vroia el și nu ce cerea statutul. Și din cauza asta, Matei Corvin, regele nostru al tuturor, avea tată românesc și mama unguroaică, în 27 februarie 1474 a închis mănăstirea și a dat călugării afară. Acest stareț l-a amenințat când Matei Corvin i-a spus: ai grijă ce faci. Starețul l-a amenințat și a spus: ce vrei? Eu sunt omul papei și tu, dacă vrei să rămâi rege, îți ții gura că eu vorbesc cu papa și te dă jos. Mănăstirea a fost închisă, cum am spus, călugării au fost evacuați. Între timp aveau 10 sate în subordine, făcuseră multe, multe lucruri bune și frumoase, au construit biserici încoace încolo, cum am spus, au răspândit stilul gotic, stilul lor de viață, înțelepciunea lor, filozofia lor de viață. Și pentru că unul a zis că face ce vrea, s-a dus totul de râpă. Așadar, după câteva sute de ani, istoria acestui ordin călugăresc se încheie brusc. Mica bisericuță din incinta abației este folosită și astăzi de comunitatea catolică din Cârța. 10 km depărtare de Cârța, pe drumul care merge spre interiorul masivului Făgăraș, la Cârțișoara, găsim istorii din alte epoci. Personaje cu povești de viață fantastice. De departe, cea mai interesantă poveste din Cârțișoara este povestea lui Badea Cârțean. Pentru mentalul colectiv, Badea Cârțean este cel mai cunoscut țăran român, cel care a mers pe jos până la Roma pentru a descoperi și a înțelege originea poporului român. Cel care, într-o perioadă grea pentru românii din Transilvania, are curajul de a aduce în această zonă cărți tipărite în România. Acestea sunt cărțile despre care îmi povesteați că au fost aduse de... Ce-o mai rămas? 4 care de cărți au fost duse la Brașov și date foc. Este ce-o mai rămas. Foarte, foarte interesantă. Vedeți numai câteva denumiri. Igiena școlarului la 1907, dreptul de alegător, idei politice naționale. Sau asta aici, amestecul dracilor în treburile omenești. Când își bagă adieuță coada... Aici era școli majoritare maghiară și le ducea cărți, le ducea la preoți, la dascări, să învețe românii. Ce avem acolo? Este... Bustul Molière, vedeți, a dus de el din Paris. Mm-hmm. Și aici, la fel, tot portul din localitate. Cămașa, șerparul, cioarecii, ochincile din chele de ghivol. Strica 4 perechi până la Roma. Aici e poza la columnă. El s-a dus și-a drunit acolo dimineața, l-a găsit sergentul de serviciu și atunci a scocobărât un dac de pe columnă. Cel care avea să fie cunoscut de românii de pretutindeni, ca Badea Cârțean, s-a născut la Cârțișoara, într-o familie de oieri, având numele de Gheorghe Cârțean. La 11 ani pleacă pentru prima dată cu oile la munte, iar la 14 trece pentru prima dată ilegal granița spre Regatul României. Și-a luat de sagii, ce-a mai avut el bani, că el mai vândut oile, au rămas până la urmă, au vândut toate oile, nu mai avea nimic. El făcea doar, se ducea, s-a dus la Roma, au fost în Israel și acum sunt la muzeu niște pietre duse de el din Israel de acolo. A fost în Franța, a fost în Spania, a călătorit să vadă, el abia a scăpat de aici din Transilvania când era în teritoriul închis. Erau trecătoare Vama Cucului, trecea cărțile cu dăsagii din România în Ardeal.
Într-o noapte o pătimi ceva, s-o opri la stână și dintr-o poveste înaltă cu oamenii din sat acolo, zice, cine dracu mă-i văz graniță, mi-l joc cu țării. Gheorghe Cârțan nu a fost vreodată la școală, însă, cu toate acestea, a învățat să citească. Când au trecut Carpații dincolo, au văzut că acolo e același populație care se aseamănă cu noi și portul național și obiceiurile și în special limba. Atunci a devenit curios, domnule, de cum noi trecem în altă țară, că atunci era aici Imperiul Austriac, cum mergem în altă țară, în România, și oamenii vorbesc aceeași limbă, au aceleași obiceiuri, au același port. Pentru el era o noutate. Și atunci el, foarte interesant, a început să studieze cartea, învățând, a fost autodidact, el n-a fost la școală niciodată. Dar știa carte, când a ajuns la, după 30 de ani, când știau învățații din zonă, preoți în special, că atunci doar dascăli și preoții știau carte. Setea de cunoaștere a lui Gheorghe Cârțan devine din ce în ce mai puternică, iar fiecare călătorie în România îi alimenta dorința ca regiunile locuite de români să fie unite într-o singură țară. Neîntreptățile autorităților imperiale împotriva românilor din Transilvania l-au determinat pe Badea Cârțan să plece spre Viena în încercarea de a ajunge în audiență la împăratul Franz Iosef. Încercarea eșuează, iar el este trimis cu forța înapoi în Transilvania. După acest moment, Gheorghe Cârțan pleacă la București, ocazie cu care cunoaște importanți oameni de cultură ai României, printre care Valeriu Braniște, Nicolae Iorga sau Ice Brătianu. Bătea la ușă, domne, trebuie asta. Discuta cu oamenii, mergea pe localități și pe sate și le spunea, domne, noi nu avem școli, noi suntem români, le spunea istoria românilor, uite care, cum stau lucrurile. Și atunci deranja pe toți, când începea să incite populația. El tot timp era un incitator al populației împotriva Imperiului Austriac. În ianuarie 1896 pleacă spre Roma, pe jos. Rupând patru perechi de opinci și după un traseu ce a durat 43 de zile, cel care era deja numit Badea Cârțan ajunge la Roma. Ostenit după un asemenea parcurs și după ce presară pământ românesc și boabe de greu în fața columnei, țăranul adorme la picioarele acesteia. Așa îl găsesc autoritățile italiene, iar vestea că un român a ajuns la Roma se răspândește rapid în comunitatea românilor din capitala Italiei. În Roma, când s-a depus coroane la columna lui Traian, el a fost cel care a fost ales de către primarul Romei și de către oamenii care erau acolo și din România, a fost ales și el a depus coroane. Deci era o onoare pentru el, vă dați seama, să depui coroane la columna lui Traian. După acest moment, Badea Cârțan face mai multe călătorii la Paris, Veneția și în multe alte orașe europene. Întâlnirile cu diferiți intelectualii români îl determină să intensifice acțiunile dedicate românilor din Transilvania. El a murit într-o avalanșă, tot când transporta cărți, trecea munții și acolo a murit, după ce a ieșit de sub avalanșă. Vă dați seama, a stat 2-3 zile sub avalanșă, acolo o înghețată a făcut la acces pulmonar și nu a putut fi salvat, că atunci nu erau medici cum stă acum și a murit. Și pe crucea lui scrie, moare visând întreginea neamului românesc. Asta a fost ultimul lui cuvânt și să fie mormântat pe pământ românesc, că nu l-a duc aici în Cârțișoara, că aici era Imperiul Austriac. Fie că vorbim de țara Făgărașului, Hațegului, Moților sau Maramureșului, fiecare ținut al României ascunde încă povești interesante și toate aceste povești alcătuiesc istorii ascunse ce merită descoperite.